Foi de plăcintă se găsesc în comerț, dar se pot face și acasă simplu și rapid, evitând astfel aditivi și conservanții. Iată câteva rețete de foi de plăcintă pe care să le încerci. Plăcintele sunt unele dintre cele mai apreciate deserturi de casă, fie că sunt de post sau nu, dulci sau sărate. Pentru a te bucura din plin de un desert făcut acasă, nu ezita să faci propriile foi de plăcinte. Cu siguranță, efortul va merita. Foile de plăcintă de post. Iată de ce ingrediente ai nevoie. 200 de ml de apă, 200 de ml de ulei, 6 linguri de zahăr, 500 de grame de făină, o linguriță de bicarbonat de sodiu, o lingură de oțet. Iată modul de preparare. Într-un bol se amestecă apa, uleiul și zahărul, până când zahărul se topește complet. Separat, într-un alt bol, se dizolvă bicarbonatul cu oțet, după care se adaugă peste amestecul de apă, ulei și zahăr, se adaugă puțin câte puțină făină, până când obții un aluat nelipicios și elastic. Când aluatul a căpătat volum, pune-l pe blatul de bucătărie și frământă-l până când capătă consistența dorită. Aluatul de plăcintă de post se împarte în două jumătăți și se întinde într-un strat subțire cu ajutorul făcălețului. Prima foaie de plăcintă se pune într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se presară puțină făină, apoi se adaugă umplutura. Deasupra se pune cea de-a doua foaie, care se poate înțepa cu furculița. Iată rețeta pentru foile de plăcintă clasice de casă. Ai nevoie de următoarele ingrediente. 350 de grame de făină, 150 de ml de apă, 80 de ml de ulei, 25 de grame de drojdie proaspătă, o linguriță de oțet de mere sau de vin alb și o linguriță de sare. Iată modul de preparare. Se pun două linguri de făină în apa caldă și drojdia sfârmântată se lasă de deoparte câteva minute. Toate ingredientele se pun într-un bol și se amestecă până când aluatul începe să se lege. Apoi se mută pe o suprafață pudrată cu făină și se frământă bine până când se omogenizează. Aluatul se împarte în două, jumătate din aluat se pune în tavă peste hârtia de copt. După ce se pune umplutura, se toarnă și cea de-a doua foaie de aluat. Relatează libertatea.ro